Ia uite, stai mă că-i sperii. Să-l legați la picior, mă. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit, oameni buni. Am zis să opresc mașina și să merg și eu pe aici pe drum. Pe drumul ăsta. Și sunt împreună cu soția. Am tot venit pe aici și mi-a plăcut foarte tare și am decis să vă arăt și vouă, în primul rând, peisajele de aici. Imaginea, totul este, face parte dintr-o poveste foarte tare, foarte mișto. Și m-am întâlnit cu un abonat și vreau să-l salut pe această cale. Mariusica, te salut și îți mulțumesc. Mi-a povestit despre acest loc, spunându-mi să am grijă că sunt, este zona frecventată de urși. Zona frecventată de urși. Așa că sper să nu avem... Uite, ce este aia de acolo, levănțică? Floarea aia de acolo. Oameni buni, ce este... Stai să nu calc în bălegar. Aia de acolo, ce este? Eu zic că e levănțică. Hai! Fu, dar ce miroase, ce aer curat! Miroase a bălegar. Uitați și voi ce priveliște să lasă, ce... Partea cealaltă este câmpina. Unde se văd, dar nu cred că voi vedeți casele alea acolo. Nu cred că să vă puteți vedea voi. Pentru că este un GoPro și nu are zoom. Ca să pot să dau zoom. Așa. Mamă, câtă liniște e. Gândiți-vă că eu stau în București, pe șoseaua Pantelimon. Și am vederea direct pe Pantelimon, unde trec sute de mașini. Aproape că văd în fiecare zi șoferi care se ceartă, șoferi care se ajung la limita de a se bate. Și claxoane și să vii într-o zonă de asta atât de liniștită. Sincer să fiu, merită toți banii. Asta ce e, mă? Hai, scoate-mă și la asta. Ce asta? Nici ală... Ce asta, omule? Nu e măces. Măces? Lăsați-mi și mie un comentariu. Ca să mă învăț și eu câte ceva. Ia uitați și acolo. Suntem în apropiere de Breaza. Oameni buni. Dar n-am văzut niciun panou cu atenție, zonă frecventată de urși. Bănuiesc că așa ar fi corect. Nu? Nu?
Oameni buni, dacă vă place ceea ce fac, please, dați-mi și mie un like. Nu vă place, dați dislike. Ce vreți voi? Un coment. Sprijiniți-mă și pe mine, vă rog frumos. Vă iubesc, oameni buni. Wow, cât am mai dat acolo. O să ajungem pe deal. Este greu. Și mai ales, mamă, dar ăștia stă în drum. Și aș vrea să-i ocolesc. Hai pe sus, pe acolo. Mamă, cât de mari sunt. Dar am spus că mă voi sui pe acest deal. Și chiar vreau să mă sui. Uite, pentru 6 din 49. Așa. Bă, dar ce frumoși sunt. Uite, ăla-i dă cu coada peste față lui. Sau, cum să zice, îl ferește de muște. Cum e să ai pliciul ăla. Am zis că ne suim aici sus pe dealul ăsta. Hai să vedem cum ne suim. A, uite, uite pe aici. Și pe urmă mergem încolo. Bă, cât de frumos e. Mamă, cât am mai bălăgar aici. Așa? Wow! Ia uitați, oameni buni! Astea ce sunt? Ce sunt astea? Uite câte... Ăla ce e bondar? Sau e bondar ăla? Ia uite-l! Hai să mergem sus acolo! Am văzut și o locustă. Până și caii, mă, poartă clopot. Se pune și la cai? Wow, cât de tare! Ia uitați acele dealuri. Fuuu! Acolo am parcat mașina sus. Nu știu dacă se vede. Bun. Cât de frumos. Hai să ne înaintăm. Doi fluturi. Uite. Cum a ajuns domnul ăla cu mașina aici? Cred că pe unde am venit noi. Cum dă caia? Ia să vedem. Cum? Că e chiar în drumul lor. Ia. 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 Ia uite, stai mă că-i sperii. Sunt legați la picior, mă. Sunt legați la picior, mă. Sunt la... Ia uite, și ăsta claxonez. Sunt legați, mă. Așa. Fuh. N-am văzut că sunt legați de copită. Da, au copite. Ia uitați. Priveliște frumos. Și a început să bată și un pic vântul.
Să mai faci aici încă un peisaj frumos. Da. Cumpa mea soție vrea să ne întoarce. Vă iubesc. Mă întorc. Și pentru că mă întorc, o să-mi iau și la revedere de la voi.